Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să începem cu chesturile. Avem un silver chest cu 148 de gold, cu 2 battle healer și cu goblins. Și mai avem aici o epică. Este vorba despre un balon care se transformă în 500 de gold și 100 de star points. Și haideți să dăm un 1v1. Pentru început și după care vom juca la challenge din nou. O să trimitem arcașele în spatele turnului. Hai să punem și Tesla-ul pentru Hog. O să dau acest Eros pe Firecracker. Și momentan așteptăm. Ok, a pus acel Electro. Nu mă grăbesc să pun trupe, chiar dacă ne dă ceva damage. Pornim acum cu mini P.K. Să dau balonul pe rachetă. Sper să nu, da, ne prinde mini P.K.-ul pe pod. Dar nu i-a dat damage foarte mare. Ok, hai să ne apărăm acum de acești golemi. De acești goblini. Și hai să... Nu, hai să punem Eros. Arcașe. Mereu confund arcașele cu Eros. Poate pentru că trag cu săgeți ambele. Bun. O să dea 2-3 hituri acel Hog. Și trecem din nou în modul defense. Bun. Așteptăm din nou să se încarce elixirul. O să pornesc cu mini P.K.-ul din partea stângă de sub turn. Bineînțeles, dacă nu trimite Hog-ul sau altă trupă mai repede. Hai să punem mini P.K.-ul aici. Probabil va pune... Ok, a pus balonul. Wow, am dat rachetul mult prea jos. Dar cu toate astea a nimerit balonul. Hai să trimitem Hog-ul în fața P.K.-ului. Da. Și o să dăm și un Eros pentru... Na, nu era necesar. Mai bine puneam Freeze-ul. Da, mai bine puneam Freeze-ul și am fi dat un damage destul de mare acolo. Dar nu-i nimic. Pregătim un nou atac. Pornim din nou cu mini P.K. O să pun și arcașele. Și Valkyra aici. Ne trebuie să ne păstrăm elixir pentru balon. Hai să dăm Eros. Sper să prind Firecracker-ul. Oh, ce bine am dat. Ce bine am dat acolo. Da, și cred că meciul e rezolvat. Avem nevoie de un... Cât dai, măi? Cât dai? 49. Perfect. Suficient încât să-i dăm turnul jos. Și am obținut prima victorie din acest episod. Hai să jucăm la challenge. Bun, vedem noi că avem deja două luzuri și mai avem nevoie de două victorii. Asta înseamnă că va trebui să fim foarte prudenți în mișcări. Nu o să risc nimic. O să pornim cu bandita din spatele turnului. Punem și... Ok, o să pun și muschetira. Bun, și acum trebuie să ne apărăm. Să pun Darth Goblin în partea stângă. Ok, și trimitem Hog-ul. Am scos acel Baby Dragon și aia din păcate a targetat pe ce nașpa, a ajuns acolo acel
acel mini P.E.K.K.A. Ok, va trebui să punem frizul aici. Bun, și am cam rezolvat turnul din dreapta. Avem două opțiuni, fie jucăm pe defense, fie atacăm ambele turnuri. Să punem bandita, o să pun și mini P.E.K.K.A.-ul pentru Mega Knight. Hai să dăm și un rocket. Bun, și am scos turnul din partea dreaptă. Acum trebuie să ne apărăm. Cred că voi trimite golemul deja în partea stângă, dar am să-l pun de foarte de jos. Jucăm în continuare foarte defens. Hai să punem Lars Goblinul, care ne-a fost eliminat și probabil vom pierde turnul. Dar haide să ne concentrăm pe partea stângă. Să dau și un fireball pentru acel Tesla. Și foarte probabil meciul e câștigat. Hai să punem și freeze-ul. N-am pus cam aiurea, dar nu mai contează. Am învins primul match din episod. Primul match în challenge. Și mai avem nevoie de o victorie. Ne luăm acest 3 token epic, common, și ne luptăm pentru 100 de draconi. O să fie un match interesant. O să începem cu Mega Minionul din spatele turnului. Trimitem și arcașele. Ok. Punem și muschetira. O să dau acest fireball pe trupe. Și am scăpat destul de bine din acest atac. Hai să punem frizul, pentru că vreau să rămân acel flying machine în viață. Deși nu ne-a ajutat prea mult. Să trimitem și noi balonul. Dar ne vom și apăra de acest skeleton. Giant skeleton. Ok, punem din nou baby dragonul în spate. Haideți să trimitem hog-ul. Și a pus acolo minionii. Trebuie să-i păcălim cumva. Să punem și bomberul, bomber tower-ul. Punem și muschetira. Parcă avea, nu mai știu sigur dacă avea fireball. E momentul în care... Wow, dacă aș prinde ambele trupe acolo... Da. Excelent, ce bine am jucat. Bine, am avut noroc de fapt că le-a pus una lângă alta și am putut să dau acea rachetă. Hai să trimitem din nou balonul. Nu prea are ce să fac la balon. Și cred că i-am dat deja jos primul turn. Scăpăm cu bine din acest atac cu scheletonii și a pus un clon super aiurea, degeaba practic. Și mai sunt 20 de secunde în care trebuie să rezistăm. Trebuie să rezistăm la acest atac al balonului. Da, și meciul e câștigat.
nu mai fac probleme din acest moment. Da. L-am învins și pe acesta. Și haideți să ne luăm reward-ul. 100 de dragoni. Nu e un reward așa mare. Adică, dacă te gândești, 100 de comune. Dar, fiind o carte nouă, e bunovenită. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!